Satul Voloca este slăvit nu numai prin frumoasele rochii de mirese, fabricarea lumânărilor și florilor pentru nuntă, ci și prin oameni cu suflet mare și talentați. Acolo unde bătrânii Codrei ai Cosminului își împreunează geana cu istorica Dumbravă Roșie, iar bătrânul Derelui își poartă lin apele la vale, se întinde un sat de buni gospodari și adevărați români. Voloca pe Derelui. Îi numesc adevărați români de aceea, fiindcă toți, din tată în fiu, păstrează cu sfințenie datinele și obiceiurile strămoșești. Nu se sfiesc să întindă o horă în zilele de sărbătoare, ori să cânte o doină lăsată ca moștenire din străbuni, nici să vorbească românește. Așezat pe malurile râulețului Derelui, ce își mâna apele spre Albia bătrânului Prut, împrejmuit de dealuri și văi cu grădini înfloritoare și pomi roditori, de Codrii secular prin care și-a purtat pașii voievodul Ștefan cel Mare, satul Voloca este unul dintre cele mai bogate și frumoase din Bucovina. O mândrie a satului Voloca este școala generală, care poartă numele lui Ștefan cel Mare. Această școală este renumită nu numai în raion și regiune, este cunoscută dar și peste hotarele lor, datorită foștilor elevi care astăzi sunt oameni de vază și profesorilor dotați, talentați. Nicolae Șapcă, în cartea Trei ipostaze lui Nicolae Mintenco, menționează: nu cred că exagerez spunând că Nicolae Mintenco și-a pus viața pe altarul școlii. Timp de 4 decenii și jumătate, domnia sa stă de veche limbii materne în satul de Baștine, altoindu-le dragostea față de ea sutelor de elevi pe care i-a avut. Anume, Nicolae Mintenco este străjer al lăcașilor cunoștințelor și nu încetează să legine prin activitatea lui conștiincioasă visele și sete de cunoștințe a copiilor. Pentru Nicolae Mintenco, profesia de învățător este harul dat de Dumnezeu. Munca de pedagog este vocația vieții dumnealui. Pentru merite deosebite în domeniul pedagogiei, Nicolae Mintenco devine învățător metodist și fruntaș al învățământului public. Este distins cu numeroase diplome și foi de laudă din partea conducerii raionului și regiunii. De 2 ori este distins cu foaie de laudă a Ministerului Învățământului Public al Ucrainei. La ora actuală, pentru stăruință, devotament și muncă prodigioasă în domeniul pedagogiei, Nicolae Mintenco este menționat de către Ministerul Învățământului Ucrainei cu titlul Învățător Emerit al Ucrainei. Stimați telespectatori, l-am alături de mine pe directorul adjunct al Școlii Generale din satul Voloca, Ion Bojescu. Domnule Bojescu, bine v-am găsit! Bine ați venit! Deci sunt la curent cu faptul că școala din Voloca are un învățător emerit al Ucrainei. Da, domnul Mintenco Nicolae, profesor de limba română, cu merite mari, staj destul de mare și, bineînțeles, că acest merit care ca titlu de profesor emerit al Ucrainei l-a câștigat prin muncă și prin sârguință, dar stăruință mult. Deci pentru colectivul dumneavoastră este o mândrie. Este o mândrie. Și un exemplu pentru cei tineri. Este o mândrie, nu pentru colectivul nostru, dar este mândrie pentru tot întreg raionul, Caion, poate și regiune și pentru toți profesorii de limbă română. Pentru că dumnealui este, adică, profesor de limbă română cu stajul mare, îl cunoaște toată regiunea și poate mulți din alte regiuni care cu populație românească. Stimați telespectatori, lumea întreagă îl cunoaște pe Nicolae Mintenco ca interpret de muzică populară, pedagog cu renume, cu merite mari și ca poet, om cu suflet mare. Bine v-am găsit, domnule Mintenco! Bine ați venit la noi, vă mulțumesc frumos că ați venit la școala noastră. Domnule Mintenco, aproximativ 4 decenii, sau chiar așa și este, v-ați dăruit munca, activitatea dumneavoastră școlii, da? Deci sunteți pedagog. Da, așa este. De 45 de ani sunt în școala noastră profesor. Întâi am fost la clasele primare, apoi din 72 profesor de limba și literatura română. Domnule Mintenco, să-mi spuneți cum ați început? Ei cum? Ca toți cei care pentru prima dată pășesc, cu multă timiditate am pășit și am luat clasa a 3-a, mi s-a dat în școala aceasta. E clar că pe treptele, când am urcat la etajul 2, îmi părea fiecare treaptă de 1 kilometru de înaltă și am ajuns în clasă, îmi părea că inima mi-a fugit în călcâie și totuși, încetul cu încetul, zi cu zi, săptămână cu săptămână, an cu an, am îndrăgit această muncă, fiindcă am avut și de la cine lua această muncă dăruită cu dăruire de la
fostul meu diriginte, Lazar Gheorghevici Ropcean. Și el a fost în timpul lui unul din cei mai înzestrați profesori și diriginți, că a fost și el a ajuns învățător emerit al Ucrainei. Deci, sunt la curent cu faptul că dumneavoastră chiar această lună ați primit titlul de învățător emerit al Ucrainei. Da, așa este. Este un merit care nu este înmânat oricui, deci este un merit înmânat pentru merite deosebite. Și în activitatea dumneavoastră aș vrea să vă întreb care a fost momentul cel mai emoționat. Așa fugitiv să vă amintiți ceva. Acum am fost anunțat că voi primi și așteptam și eu cu nerăbdare ca un copil. Și așa că s-a îndeplinit visul acesta la Teatrul Național, acest titlu mi s-a amânat de șeful administrației regionale, domnul Culiș. Nu, emoție pozitivă am avut. Să știți că pentru noi, tinerii specialiști, ar trebui să fie într-adevăr un exemplu și un țel pentru a deveni specialiștii tineri. Aș vrea să vă întreb, care este privirea dumneavoastră către cei tineri? Deci, un sfat să le puteți da sau o observare chiar? Mă stără la fiecare oră să le dau sfaturi, povețe, fiindcă, sincer să vorbind, prea puțin atenție se acordă educației și cu descătușarea elevilor, multe probleme au profesorii, fiindcă înainte era și notă pentru conduită, înainte era altă disciplină și altfel. Acum mai mult se dă atenție orelor de studiu, e drept să acordă și educație, dar mai puțin. Și aș vrea ca în fiecare clasă, începând cum este și acum din clasele primare, în fiecare clasă să se predie orele de etică, de religie creștină, fiindcă prin așa metode cred că vom ajunge la ridicarea nivelului de educație a copiilor, formarea lor. La orele de limbă și literatură, elevii dumnealui sunt foarte atenți și activi. Să-i întrebăm chiar pe dânsii, să le auzim părerea. Deci... Cum te numești? Diana. Diana, sunteți la ora de limbă română, da? Da. Poți să-mi spui care este tema de astăzi? Fraza compusă prin coordonare și subordonare. Și cum îți pare tema? Foarte interesantă. Te atrage, da? Da. Am să te întreb, nu întâmplător, care este obiectul tău preferat? Obiectul meu preferat este limba și literatura română. Dar mai cu seamă limba sau literatura totuși? Literatura. De ce? Că studiem mulți scriitori care, cum de exemplu ca Mihai Eminescu, Ion Creangă. Deci înțeleg că Mihai Eminescu este scriitorul, poetul tău preferat. Da. Da? Ai putea să ne reciți ceva din Eminescu sau un fragment micuț? Să le demonstrăm și telespectatorilor că ești îndrăgostită de Eminescu. A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată. Nerul de mare împărătești o prea frumoasă fată. Și era una la părinți, da? Și mândre toate cele, precum e Fecioara între sfinți și Luna între stele. Bravo, Diana! Cum te numești? Mirabela. Mirabela, tu ești eleva clasei a 8-a. Da. Care este obiectul îndrăgit? Eu am mai multe obiecte îndrăgite. Limba română, literatura română și universală și limba engleză. Deci ești pasionată și de limbi străine, da? Da. Mirabela, care este profesorul îndrăgit sau preferat? Profesorul preferat este Nicolae Mintenco. De ce? Fiindcă el este un profesor minunat, ne învață foarte bine la lecție, foarte bine înțelegem obiectul limba română cu el. Deci toate temele, da? Da. Tot de la domnul Mintenco am fost informată că tu ești premianta, să zic așa, a Olimpiezii Raionale, da? Da. La obiectul? La obiectul limba și literatura română și universală. Până anul acesta ai mai participat la Olimpiezi? Da, am participat și anul trecut. La care obiecte? La limba ucraineană și la limba română și literatura română și universală. Și cum ți-a părut? Este diferență între anul trecut și anul acesta? Da, este, în acest an a fost puțin mai greu, fiindcă suntem cu un an mai mari. Dar cerințele? Cerințele tot sunt mai mari. Sper că te-ai descurcat bine. Așa sper și eu. Am auzit că ai un nume foarte frumos. Cum te numești? Laurean. Laurean. Frumos nume. Ce vise ai pentru viitor? Mai exact, după absolvirea școlii generale din satul natal, ce vise să devii? Eu aș vrea să devin un medic, chirurg. Pentru ca să devii medic, care obiecte trebuie să le studiezi mai profund? Limba ucraineană, biologie și chimie.
Nicolae Mintenco nu o singură dată le-a citit din Eminescu. Eminescu e tot ce avem mai sfânt, spune poetul. Dar, stimați telespectatori, aflându-ne la emisiunea Cuvânt Românesc, să vedem ce înseamnă Eminescu pentru profesorul Nicolae Mintenco. Iată ce scria dumnealui într-un articol de ziar. Eminescu este izvor nesecat de apă cristalină, vioare cu strune de aur. A scrie despre Eminescu e foarte greu și sunt nespus de fericit că creația celui mai strălucit astru al poeziei noastre se studiază în școlile românești din nordul Bucovinei. Sunt mândru și am o mare satisfacție spirituală că predau această literatură originală și această limbă sfântă în care a vorbit și a creat operele sale nemuritoare Mihai Eminescu. Mă străduiesc ca în timpul orelor de curs și în afara lor nu numai să-i familiarizez pe ele cu creația poetului nepereche, ci și să le fac cunoscute locurile pe unde și-a purtat poetul pașii. Pentru mine, Eminescu este o vioară cu strune de aur, melodia divină a cărora se revarsă din cer pentru a mângâia sufletele noastre, dornice de farmecul sunetelor versului poetic. Nicolae Mintenco, timp de 45 de ani, predă limba și literatura română în școala medie generală din satul Voloca. A fost dascălul a 10 de generații de elevi. Să vedem ce au luat pentru sine de la profesorul iubit, tinerii specialiști, astăzi profesori de limbă și literatura română. Te-am cunoscut, mai bine zis, ca studentă, da, ca colegă de facultate. Acum am onoarea însă să te cunosc ca profesoară de limbă și literatura română. Și universal, da? Da, sigur. Cum te simți pe acest rând? Vreau să-ți mulțumesc de întâlnire pentru prima dată și sunt foarte bucuroasă că te-am revăzut în școala în care lucrez eu. Am vorbit mai devreme cu domnul Mintenco, deci tu ești fosta lui elevă, da? Ce ai furat pentru tine din experiența lui? Da, sunt fosta lui elevă și mă mândresc cu aceasta. Și aș spune că am furat de la dumnealui dăruirea de sine la ore. Și îmi place să fac asta. Pentru că dacă faci un lucru cu dăruire de sine, ți se întoarce ceva neapărat înapoi din partea elevilor. Ce te stărui tu însă la rândul tău să le dai acestor ochi întrebători? Ce e de ce au nevoie? În primul și primul rând cunoștințe și caut și eu diferite metode prin care aș putea să le altoiesc în sufletele lor tinere dragostea față de limbă și neam, față de patrimoniul cultural al neamului nostru. Natalia, dispuneți de toate materialele la momentul dat? Atât la limbă cât și la literatură? Deci avem materiale de ajunse, însă fiecare profesor, cât lucrează pe tărâmul său profesional, caută cât mai multe materiale, lucruri de care are nevoie. Să intereseze și mai mult. Sigur că da. Deci și la rândul meu mă stărui și eu să pot face cât se poate din partea mea. La care ore sunt mai active elevii tăi? La limbă sau literatură? Depinde de teme. Deci la literatură sunt elevii activi, pentru că dacă au de memorat niște poezii și dacă le memorează, sunt activi. Dacă nu prea au avut timp sau s-au jucat mai mult, bineînțeles, că mai tac, sunt mai liniștiți. Dar am observat că sunt activi elevii la orele de sintaxă la limba română. Sintaxă. La sintaxă, da. Însă am văzut în curând că sunt pasionat și de literatură. Sigur că da, da. Deci pentru că literatura e obiectul care mișcă inima celor care îl ascultă și celor care citesc cât de cât. De aceea și sunt pasionați. Da, sigur. Care sunt meritele elevilor dumneavoastră din anul acesta? Vorbesc despre olimpiadele. Raionale, atât regionale, poate? Sigur. La limba română, ca și la alte obiecte, ne putem mândri că cu aceea că elevii noștri au cucerit toate primele trei locuri la Olimpiada Regională de Limbă Română. Bravo! Și o să avem chiar reprezentanța noastră. Sunt toți elevii domnului Mintenco? Sau clasa 8-a numai domnul Mintenco, restul. Bravo! Da, lucrurile muncesc, se stă, le place limba, limba noastră, limba mamei, o cultivăm și la alte obiecte, la elevi le place și mai mult vorbesc și alte limbi, însă limba română le place mai este mult. Este cea mai aproape. Cea mai aproape, sigur. Dar la celelalte discipline? La toate disciplinele, aproape avem merit, avem
locuri de frunte la olimpiezele. Deci sunt menționați. Menționați și locuri de frunte. Și avem reprezentați chiar și la, de acum știm că la istorie avem și la economie, la istorie precis, avem reprezentată regiune cu primul loc. Și deci, alte obiecte tot așa. Mulțumim. Domnule Bujescu, care sunt perspectivele școlii dumneavoastră, să zic așa, pentru anul acesta? Ce v-ați pus în perspective? Ce gând aveți? Gând aceea ca toți elevii, în primul rând, să termine școala cu succes, să avem elevi buni, ascultători, disciplinați. Să mai auzim de ei. Să mai auzim de ei. Principalul să avem cât mai mulți elevi buni și asta doresc la toți profesorii, că asta e. Deci tinerii sunt viitorul nostru. Sigur că da. Dar și cum vor fi de educați? Tinerii acela viitorul să fie și al nostru. Am văzut mai devreme jos cantina dumneavoastră. Da, cantina pot spune că, nu pot spune că este cea mai bună din regiune, dar pot spune că una dintre cele mai bune din regiune. A fost meritul a părinților, a fost în jur de 28.000 de grivine. Care este situația manualelor în școala dumneavoastră? Primim manual de parcurs, acum am primit, cu clasa 8 e mai greu, deoarece clasa 8 acum noi trecem pe programe, noi pe cursuri de 12 ani. Și pe parcurs, acum am primit multe obiecte. Și înțeleg că și manuale nu și mai greu noi și mai greu ajung, dar ajung. Această cantină le asigură elevilor școlii medii generale din Voloca prânzuri gustoase, produsele alimentare fiind bogate în vitamine și proteine. Bucătăresele se stăruie să-i uimească pe cei mici în fiecare zi cu gustări noi și gustoase. Domnule Nicolae, vreau să vă întreb dacă pe parcursul activității pedagogice dumneavoastră ați avut practicanți, studenți. Da, am avut mulți ani în urmă, dar acum, în momentul de față, am un student la Universitatea din Cernăuți, Bejenar. Nicolae, da. Și am avut, cu ani în urmă, când a asistat la orele mele și domnul Bostan, regretatul, chiar a fost și fostul, acum nu mai este, fostul profesor de limbă și literatură română din Boian, Bizovi, da, tot învățător emerit al Ucrainei a fost. Am avut și oaspeți din regiunea transcarpatică. Cred că vă mândriți cu unii din elevii dumneavoastră care astăzi sunt oameni de vază. Da, sunt oameni care au îmbrățișat diferite profesii. Foștii mei elevi și care scriu poezii. Da, deci au îndrumat pe calea literară. I-am îndrumat, fiindcă aveam așa, și este și acum în cenaclu Mugurelul, de prin clasa 7 începeam să scrie primele poezioare și le publicam în gazeta a școlii. Și de aici plecau mai departe poeziile ori la Gazeta Raională, ori la Concordia, ori la Zorile. Mi-a povestit cineva, între timp dumneavoastră împreună cu discipolii dumneavoastră, da, cu elevii, ați înscenat la televiziune un teatru, să zic așa, un grup, Luceafărul și Miorița, dacă nu, Balada Miorița ați înscenat? Da, la noi, acum ei mă întreabă când reîncepem activitatea Cercului Dramatic și le-am promis că o să începem, dar cred că după anul nou, ca să nu promit acum, am înscenat și am fost la televiziune, dacă vorbim și cu Colin și cu alte obiceiuri a noastre, nu mai sunt în anii aceștia de 30 de ori. Și acolo, da, a fost pus în scenă sau la televiziune, Luceafărul de câteva ori, Miorița, Fata Babe, Fata Moșneagului. Povești de creangă. Practica dumneavoastră este multilaterală. În școala medie generală din satul Volhoca, acum ani în șir, își desfășoară activitatea cenaclul literar Mugurelul, condus de profesorul Nicolae Mintenco. Aici, tinerii a căror suflet este îndrăgostit de literatură, își declamă unul altuia creațiile proprii, poeziile. Unii abia încearcă să aștearnă pe hârtie versuri, alții, datorită acestui cenaclu, au devenit cunoscuți raionului, regiunii, lumii întregi. Deci, dragi telespectatori, să le ascultăm cu atenție pe elevele clasei a 8-a, fragmente din propria creație. Scumpo, țara mea iubită, ca un soare înflorită, fii ca lacrima cinstită și de oameni prețuită, mi-e dor de tine îndepărtare, de pământul cel rodit, de ai tăi munți, de a ta mare, fără tine strătăcit. Așa cum cântă o rândunică, așa cântăm noi imnul tău, pe cer drapelul se ridică, Ucraina-i statul meu. Bătrânul Nipru bine știe câți dușmani tu ai avut, cu cât eroism și vitejie independența ai obținut. Bătrâna iarnă trece, suntem cu martul prag, ne vin zilele babe și mărțișorul drag.
căci mama pentru mine e tot ce am mai sfânt, un Dumnezeu în ceruri și mama pe pământ. Dumnezeu a binecuvântat pământurile Vologii cu oameni talentați. În afară de darul de a fi un dascăl adevărat în fața auditoriului de copii, Nicolae Mindenco este un bun amator al culturii naționale prin cântecul popular. Un dor nestins, precum nestinși sunt soarele și luna, un dor nesecat, precum nesecat e izvorul cântecului nostru popular. Acesta e cântecul lui Nicolae Mindenco, care timp de o jumătate de secolă apare pe scenă în fața publicului spectator pentru a-i bucura inima cu temate culese din diadema folclorului românesc. De ce dumneavoastră în activitate de interpret, să zic așa, de muzician, v-ați ales doinele aceste zguduitoare, baladele, muzică lirică? De în primul ce? Rând, asta e cel mai bogat, cel mai mare tezaur și bogat tezaur este balada și doinele. Deci a pornit muzica noastră, deci a pornit poporul nostru. Și am început chiar și cu elevii care au devenit de acum interpreți de muzică populară, cum Lupașcu Violeta, Elena Onofriciuc și alții, cu balade am început. Învață o baladă sau o doină și apoi o să interpretăm în clasă și dacă o să ai talent și de o cred, se primește bine. Se primește bine și la Căminul Cultural. Și așa au apărut aceștia care și astăzi continuă să cânte. Și îmi pare foarte bine că ei continuă ceea ce am început eu cândva. Doina lui este sinceră ca un boboc de floare în primăvara timpurie. Cu ea, cântărețul își contopește costumul său național, care, în pofida actualelor tendințe de stilizare, își păstrează autenticitatea dintotdeauna. Voi cânta atâta timp cât voi fi așteptat de public. Când nu-i simți că-mi trec furnici prin sânge, nu să mai urc pe scenă. Nicolae Mindenco. Toamna-n codrul vântul bate, roza cea uscată cade, roza cea uscată cade. Dar eu singur n-am căzut, nu m-am dat ușor la rut, nu m-am dat ușor la rut, mă. Dintr-o creangă de copac, măi dorulea, mă. Că mai sunt la lume drag, că mai sunt la lume drag, mă dorulea, mă. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu-s tânăr degeaba. Când om fi pământ să zac, nu vreau monument bogat, nu vreau monument bogat, mă. Vreau orchestra ca să-mi cânte melodii vechi cunoscute, melodii vechi cunoscute. La ca flore de lilia, măi dorulea, mă. Mai sunt la lume drag, că mai sunt la lume drag, mă dorulea, mă. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu-s tânăr degeaba. Dar mă-n patul, țin-n gurgânt, așa-i viața. Cinci de ani de activitate scenică, 17 ani de rândul cânte în corul bisericii Sfântul Nicolae din Voloca. În afară de cântec, un loc aparte în sufletul lui Nicolae Mindenco îi revine poeziei, pe care a început să o cultive încă prin clasa a 8-a. Așadar, poezia Satul. Când mă apropii de el, toți îmi așteaptă pașii. Poarta mă recunoaște și mă salută din țâțâni, livada mă ia în brațe, iar cărăruia îmi întoarce urma copilăriei inocente. Doar nucul din prag mă mângâie cu brațele tremurânde și aspru mă dojenește. Am îmbătrânit de atâta așteptare.